Salutări, prieteni, la episodul 2 al podcastului nostru, un podcast evident menit să vă aducă în prim plan personalități, oameni care au însemnat ceva nu doar în sport, dar astăzi vom discuta cu unul dintre oamenii și una dintre personalitățile importante, până la urmă, ale fotbalului nostru. Însă vom încercăm să vi dezvăluim altfel, să vă dezvăluim natura lor umană, să povești din trecut și așa mai departe. Eu sunt Sile. Alături de mine este Bogdan Stelea. Bogdane, te salut, mă bucur mult că te-am invitat și îți mulțumesc mult că putem purta dialogul ăsta. Mulțumesc. Sterică, care este mai fit ca niciodată. Adică mi se pare că, nu știu, pe ce trec anii, da. Pe așa ești mai tare, mai puternic, mai, nu știu, cât sport faci pe zi? Sunt fit doar la suprafață, că în interior... în interior scârții. Nu mai știu, da. Și acum mă doare o gleznă, de-abia calc. Da? Da. Bine, astea bănuiesc că după plonjoanele alea e normal să... Da, glezna n-are nicio legătură cu plonjoanele. Plonjoanele au legătură genunchii, umerii, coatele. Te duci cu, alea? Cu glezna. Culmea, genunchii nu mai dor atât de tare. Am zile când mă dor, când exagerez și fac anumite lucruri când mă dor. Umărul drept, umerii, cu umerii n-am avut niciodată probleme eu. Am avut cu umărul drept probleme... acum 2 ani, pentru că am căzut pe placă și mi l-am făcut praf. Mi-am făcut o smulgere de ligament cu os, cu tot. Trebuia să mă operez, dar nu m-am operat. Am stat așa și toți mi-au zis că sunt dus cu pluta, că nu o să mai fiu în stare să mișc mâna și n-am nicio problemă. Mi-am revenit. Ești din aluat bun. Da, sunt. Probabil că o să am anumite probleme mai încolo, pe la... Dacă ajung pe la 70-80 de ani, atunci s-ar putea să am probleme, să nu mai pot să ridic mâna sau cine știe ce o să fie. Da. Tot sper că oricum medicina o să evolueze și o să poată să mă cârpească. Bine, tu faci mult sport. Da, fac. Tu faci cu asta fiecare mult sport. Și atunci, îmi închipui, corpul tău se recuperează, mușchii, ligamente, se într-un fel, ai suficientă masă musculară încât, de exemplu, să ții un număr la locul lui. Dar nu e doar asta. Accidentarea pe care am avut-o, spun că am avut multe accidentări grave și dureroase. Dar așa cum a durut umărul, când am avut... Dar cum ai căzut? Ai căzut de pe snowboard? Da, pe snowboard am căzut în față, în vale, pe burtă și am întins mâinile și mi-a făcut pârghie pe... Probabil că aveam ceva la tendonul respectiv de ceva vreme. Era deteriorat. Dar în momentul în care am căzut pe mâini în față și mi-a făcut pârghie aici, atunci am simțit și am rămas cum așa. N-am mai putut să o mișc. N-am mai putut să o mișc. Da, și m-au luat de sus pe o sanie, din aia m-au dus până jos, că nu mai puteam să mă dau pe plac. Au venit cu... Da, da, au venit salvamontul. Da, salvamontul. Da, vezi că lumea, apropo de chestiile astea, știi, lumea vede foarte mult suprafața la voi, da? Vede sportivul, faima, realizările, banii și așa mai departe. Și vezi, de exemplu, în cartea lui Agassi, care începe cu "Nu pot să mă dau jos dimineața din pat", că spune Agassi la un moment, exact așa cred că și începe cartea respectivă. Ți se întâmplă chestia asta să nu poți, sau ți s-a întâmplat să nu poți să te dai jos din pat, de dureri, de probleme? Cauzate, evident, de cum să spun, toată viața asta de sportiv. Știi care e problema? Chiar și cu accidentarea asta. Eu am o altfel de toleranță la durere. Suport destul de bine durerea. Și chiar dacă mă doare foarte tare, trag de mine. Majoritatea dimineților mă dau jos din pat și mă dor multe. Dar o iau încet și la un moment dat mă încălzesc și trag de mine. Da, acum da, am ajuns să fiu diesel. Important e că mă mișc și nu ajung să mi se anchilozeze tot. Și asta e secretul, că știu că dacă mă opresc și nu mai fac... Chiar în generația voastră, care mai era? Care suporta bine durerea? Toți. Erau și mai... Hai că nu erau chiar toți. Bine, nu chiar toți. Da, cu accidentări grave, din câte țin eu minte... Lăcătuși a jucat cu accidentări grave, cu dita mai ruptură, odată, da, cu ruptură. Hagi juca cu gleznele praf. Petrescu iarăși juca și Popescu. Erau ăștia care în general erau mai în față, aproape de poarta adversă, ăștia erau Răducioiu, Ilie Dumitrescu,
Adrian Ilie erau mai... Mai sensibili. Mai sensibili, da. Nu duceau. Da, da. Totuși, de exemplu, în teren, fiind așa, când intrau în teren, nu erau, nu se fereau, nu erau fricoși. Stăteau la... La bătaie și la tăvăleală. Da, da, da. Dar spune-mi, pentru că eu întotdeauna m-am întrebat ce gen de copilărie ai avut? Ce mâncai, de exemplu? Ce mâncați voi? Ce mâncai tu, de exemplu, când erai mic? Pentru că mie mi se pare că de aici vine și o doză foarte mare de rezistența voastră. Mie mi se pare că, mai ales în generația voastră, da? În anii, habar n-am, 60-70, se mânca sănătos. Da. Adică nu știu dacă exista calitatea mâncării de astăzi. Calitatea, vreau să spun, nu rafinamentul, nu calitatea. Nu era, dar da, calitatea nu era, cred că era mult mai bună. Adică cred că mâncai chestii mult mai ou, da, era ou. Brânza era brânză. Cum a fost copilăria ta? O copilărie, bine, nu știu dacă a fost normală, pentru că, bine, am avut o copilărie destul de variată. Că mi-am petrecut o parte din copilărie aici în București, pentru că aici m-am născut. Apoi, ai mei fiind profesori, au mers în provincie la vreo 45 de kilometri de București, într-o comună, Nuci se numește. Și erau profesori de biologie acolo. Și la un moment dat se săturaseră să tot facă naveta, că trebuiau să facă naveta, trebuiau să fie de vreme la școală, începeau orele la ora 8 și îți dai seama, trebuiau să se trezească la ora 4 să plece cu rata până acolo, să făceau, era o nebunie. Cumplit. Da, și nu, și pe vremea aia să mergi cu rata era o întreagă aventură. Eu am trăit-o pe pielea mea, deci nu vrei să știi. Era rata, mă uitam, era rata. Da, mă uitam zilele trecute și îmi aduc aminte, probabil că și tu știi, că nu ești... Nu zici eu tocmai tânăr. Da, ești cu vreo, nu știu, 12 ani mai mic ca mine, da? Da. Cam, și mă uitam pe niște imagini din astea din anii 85-86, cum mergeam cu ITB-ul de pe vremea aia, pe scară, agățați, cu ciorchine, mașinile lăsate așa într-o parte. Absolut. Așa se mergea și cu rata, 45 de kilometri până acolo, că uneori nu se închideau ușile. Da. Atât de... Bine, nu ajungeau ei să meargă dimineața așa, dar eu am avut perioade când așa am mers până, mă duceam până acasă. Și bine, aici în București mergeam frecvent pe scară. Aia era, mă agățam, se mai mergea, dacă ții minte, aia cei mai nebuni, mergeau pe aia de la din tramvai. Spate de la tramvai, da, pe aia de se agăța următorul vagon, nu știu cum îi spune. Pe exact. Tamponul ăla, da. Exact. Da. Și mergeai și pe ăla, adică mergeau, erau, da. erau și da, elemente. Da, cel mai mult se mergea pe scări. Da. Se mergea mult și pe scări. Eu mi-aduc aminte, eu cred că și șoferii aia erau inconștienți, că se mergea tare. Deci ce cât de tare mergeau mașinile, pe cuvântul meu de onoare. Deci eram... Nu mi-explic cum puteam să fim în... Dar așa se trăia, așa era. Și revenind, ai mei la un moment dat au cumpărat o casă acolo. Și după un timp, adică prin clasa 2, nu, am mers la școală aici în București, am început aici în clasa 1. Și după un trimestru m-au luat cu ei acolo, că eram de necontrolat pe aici, făceam tot felul de tâmpenii și... Au zis că nu, că dacă mă mai lasă mult aici... Deci erai băiatul profesorilor. Da. Aveai un statut aparte. Da, păi tata era și directorul școlii. Ah, da, înțeles. Da, statut aparte, dar... Acolo, la școala respectivă, era... Deci, școala cea mai mare era la... În satul unde eu stăteam, era la vreo 150 de metri de casa mea. Și mi-era foarte comod, dar am rezistat să merg la școala, asta tot așa, un trimestru. Că am făcut o tâmpenie pe la școală, pe acolo. De ce tâmpenie făceai? Adică... M-am apucat, nu știu ce făceam prin clasă. Am fost obraznic cu educatoarea, o educatoare care era destul de în vârstă, încă de avea vreo... Ieșise la pensie, dar încă profesa, că se permitea atunci dacă vrea să mai profeseze. Avea vreo 62, 63 de ani, 64 de ani, cam așa ceva. Și m-a prins tata fiind director, că intra prin clase să vadă ce se întâmplă, m-a prins când luasem catalogul și alergam în jurul clasei. Nu vrei să știi. Și m-a scos afară. Și fiind director, avea chei de la multe chestii în...
Un de la, da, un mănunchi de la de chei. Și mi-aduc aminte, eram mic, îți dai seama, și era deasupra mea așa și ținea ochii așa și îmi dădea drumul la mănunchiul ăla aici în cap. Bam, și încădea și mă întreba, ce ai vrut să faci? Și nu puteam să-i spun nimica, că nu știu ce m-a apucat. Da. Și mi-am luat vreo 3 mănunchiuri din aia de chei în cap și mi-a zis, de mâine, aveam o bicicletă, mi-o cumpărase de când eram mic. Deci eram la școală, aveam 7 ani și ceva, aproape 8 ani, eram clasa, nu, 7 ani eram clasa 1. Și zice, de mâine îți iei bicicleta și te duci la nu știu ce sat, o să vorbesc eu cu educatoarea acolo. Educatoarea de acolo era o tipă care avea vreo 19 ani și care fusese eleva lui. Așa, okay. Lui și a lui mama. Și venise, făcuse liceu pedagogic și era învățătoare, educatoare, învățătoare, îmi cer scuze. Și zice, de mâine îți iei bicicleta și dai drumul. Faci naveta. Și uite-mă pe mine până în clasa 4-a, că aia era o școală doar cu 1-4. Până în clasa 4-a, cum am făcut naveta iarna, în fiecare iarnă, vară, orice era, pe bicicletă, pe zăpadă, pe noroaie, pe nu știu ce, mă duceam 2 km jumate. În fiecare zi. Mă duceam 2 km jumate dus, 2 km crezi jumate. Crezi că te-a ajutat la sport? Da, păi bine. Adică, neapărat asta m-a ajutat, că oricum stăteam pe afară toată de dimineață până seara. Ieșeam, vara când eram în vacanță, ieșeam dimineața la 8 din casă și mai intram noaptea la 11. Da, așa era. Sau așa uneori era și mai general. Târziu. Așa se nu, așa da, nu vrei. Bine, aveam arie mare de umblat. Umblam în jur de, și pe jos vorbesc, în jur de 25-30 de kilometri, dacă nu mai mult. Mă duceam peste tot, umblam. Aveam o gașcă din asta și toată ziua umblam. Ba, era Ialomița, trecea pe lângă, nu era chiar lângă sat, era la vreo 5 km de sat, dar ne duceam acolo, stăteam pe râu toată ziua, mâncam ce prindeam, că prindeam pește cu mâna, îl frigeam. Vezi ce spun? În perioada, era un fel de sălbăticie, un fel de haiduci. Mâncai bine când erai copil. Da. Adică bănuiesc că la țară, de obicei, când era profesor, profesorii mai primeau o găină, o aia, adică era obiceiul ăsta. Da, bine, nu aveau nevoie să primească, că aveam noi în curte. Aveați... Da. Aveam. Aveam, a fost o aventură și cu astea la un moment dat, că ne-am curte apucat. Cu orătani. Ne-am apucat noi să vânăm găini, că umblau pe stradă, ce vrei să zic, și găini și gâște și de toate. Și ne-am apucat noi să vânăm găini ca să le facem pe proțap și pe asta. Și îți dai seama, au început vecinii să se plângă și au aflat că s-au, nu știu, s-au să plângă că le dispăreau găinile, da. Iarăși mi-am luat niște lesnele, nu, chei, de data asta nu mi-am luat chei, mi-am luat niște palme, da. Așa era. Cum ajunge? Vezi, asta este, există un... Iar revenind la chestia asta, da, toată ziua eram în mișcare și făceam toate nenorocirile. Asta adică e diferența mare între generația actuală. Ne mișcam mult, foarte mult. Și aveam și jocuri. Și în afară de asta, când aveam timp liber, de fapt, în fiecare seară, de la vârsta de 10-11 ani, mergeam să jucăm fotbal. Da. Și începeam să jucăm pe la 5-6 și ne mai opream când se întuneca, de nu mai vedeam mingea. Bine, jucam și noaptea, pe întuneric. Cum? Că există un... nici nu știu cum să-i spun exact. Există o idee de asta preconcepută, băi, că în poartă se pune, așa era cel puțin la noi, în poartă se pune la care nu știe să joace fotbal. La noi asta era... Îl puneai ori grasul, da. Ori la care nu știa să joace fotbal. Știai să joci fotbal? Jucai... Jucam. Păi am jucat în câmp întâi. Și cred că dacă aș fi rămas să joc și ajungeam la Dinamo și veneam ca jucător de câmp, ajungeam să joc. Cu siguranță ajungeam să joc, că aveam calități și învățam lucruri. Când am venit la Dinamo prima dată, nici în poartă. Eu aveam o senzație că știu să stau în poartă, pentru că eram dus cu pluta și mă aruncam în orice fel. Erai mai curajos decât alții, pentru că eu mi-am aminte că de regulă era următoarea chestie în curtea școlii. Nu știu cum era, repet, e o diferență de generație. Ăla mai inconștient, ăla căruia nu era frică de minge, pe ăla îl puneai, de exemplu, la penaltiuri. Dacă se ajungea la... Îl puneai pe ăla, că veneau toți și trăgeau cât puteau și trebuia unul să se ferească. Ăla erai tu. Eu nu mă feream de nimic, nu doar de minge, nu mă feream de nimic și mă băgam în toate tâmpenile. Mă cățăram peste tot, săream peste o mulțime de garduri. Am avut o perioadă, după vreo 14-15 ani, eram disperat să sar cât mai înalte garduri, dar să sar peste ele fără să le ating. Și ajunsesem pe la vreo 18 ani,
Mi-aduc aminte că am sărit la, am fost la liceul la Industrial 37 și era un gard din ăsta cam de 1,80. Și eu ieșeam în pauză și săream peste gard. Mă puneam pariu cu colegi că nu pot să-l sar și săream, fără să-l ating. Săream peste el. Și într-o pauză m-a văzut directorul. Și a murit, Dumnezeu să-l ierte. Era un om extraordinar, domnul Danciu. Și au intrat toți copiii în clasă, nu știu ce, s-au dus că începeau orele și m-au oprit, zice, rămâi aici. Am rămas, zic, stai să vezi ce-mi faci acum. Și mă gândeam că cine știe ce mai faci. Oricum mai avusesem niște probleme cu el, că ne prinsese când chiuleam și stăteam afară pe la colțurile liceului și a venit să ne vadă absențele și mă gândeam că iar, stai să vezi ce-mi faci. Și mi-a zice, vreau să văd și eu cum sar gardul, sar o dată, doar pentru mine să te văd. Zic, ok. Și m-a pus și am sărit și zice, după aia m-a întrebat, zice, nu vrei să mergi să faci atletism? Păi zic, eu fac fotbal. Zice, da, da, ai fi foarte bun la atletism. Nu, zic, eu fac fotbal. Eu am ai fost înțelept, da. Ai ales bine până la urmă. Am mai fost abordat așa pe stradă. Vezi și asta, fără să-ți dai seama, o calitate de asta, da. Fără de care un portar nu poate să ajungă la un anumit nivel. Adică să poți să împingi în picioare, să ai explozia aia, asta e o chestie? Nu, aveam calități fizice, aveam foarte bune. Alergam bine, săream bine, eram nebun. Și cum ai ajuns în poartă până la urmă? Adică, okay. Păi în poartă am ajuns pentru că îmi plăceau toate lucrurile astea, plus că îmi plăcea să mă arunc, să mă tăvălesc. Eram cel mai fericit când începea să plouă și era noroi pe jos, era plăcerea mea. Deci să apăr pe ploaie eram cel mai fericit. Pe bune. Și ți-ai păstrat-o și după aia? Adică îți plăcea și când apărai să plouă? Îmi plăcea mult de tot. Când era ud afară, îmi plăcea. Era un fel de Schumacher la Formula 1, îi plăcea când începea să plouă. Da, așa da. Erai... Nu, îmi plăcea. Îmi plăcea pentru că, în primul rând, îmi plăcea senzația aia de a aluneca în momentul în care cădeam și când mă aruncam era și moale. Era mai bine. Da. Plus că noi, când eram la copii și junior la Dinamo, făceam majoritatea antrenamentului, le făceam pe zgură. Și zgura, nu vrei să știi, făceai praf. Dar învățasem să cad și nu aveam mari probleme. Dar eram julit, eram o rană pe peste tot. Cel puțin la început când m-am dus. Și în poartă am intrat, una pentru asta, că îmi plăcea să mă arunc și mă atrăgea lucrul ăsta. Și după aia mi-a plăcut foarte mult când la Steaua l-am văzut pe Iordache. Îmi plăcea de Iordache. Ok. Și atunci am zis, nu, eu mă fac portar. Dar te-a ochit cineva? Adică a fost cineva care să intuiască, să te vadă de două, trei ori? Da, profesorii de sport de acolo m-au văzut. Bine, și după aia m-au văzut întâi profesorii de sport de acolo. Am stat până în clasa 6-a, până în momentul în care am venit la 12 ani. Da, la Nuci am stat până în clasa 6-a, până când am venit la 12 ani înapoi în București și am început să merg la Dinamo. Și atunci am dus iarăși la școală, în aceeași clasă unde începusem în clasa 1, unde am rezistat un trimestru și m-am reîntâlnit cu vechii colegi. Dar școala noastră unde făceam, eu stăteam în Băneasa, pe Dobrogeanu Ghirea, era școala generală numărul 6. Și acolo, atunci, școlile aveau o specialitate. Unele erau pe basket, altele pe handbal, unele pe, nu știu, atletism. Noi eram specialitate handbal. Și atunci am început să fac handbal. Bine, mă duceam și la fotbal, dar stăteam în poartă și la handbal. Și am fost și la SS2 sau SS1, nu mai știu, era pe la... Deci ai început cu handbal, practic. Nu, am început cu fotbal. Eram la fotbal, după aia am început să stau în poartă la handbal. Să stai în poartă. Și stăteam, la școală stăteam în poartă la handbal. Dar să știi că asta... Tehnică. Da, dar să știi că asta m-a ajutat mult de tot, că am învățat să stau foarte mult în picioare și să nu mă mai arunc. Și mă uitam, pentru că eram în momentul în care îmi intra ceva în cap și începeam să-mi placă ceva, devenea o obsesie. Și începeam să fiu atent la tot ce mișcă și la tot ce fac portarii. Și mi-aduc aminte când am început să apăr la handbal, eram
mă uitam foarte mult la Munteanu, care era în echipa națională atunci, și după aia mă uitam la meciuri vechi de-a lui Penu. Da. Și îmi plăcea ce vedeam, îmi plăceau cât de bune reflexe aveau, cât de tare se concentrau, cât erau de flexibili, că se mișcau foarte mult, își ridicau mâinile și picioarele și am văzut lucruri. Și de acolo am început să, în momentul în care am ajuns la fotbal, am început să copiez. Pentru că îmi dădeam seama că ajungeam în permanență aproape de adversar și nu-i dădeau opțiuni, se jucau stând, acoperindu-i spațiu cu mâinile și cu picioarele, stând în echilibru. Nu neapărat că să se arunce pe jos să facă lucruri. Corect. Exista și tehnica aia, dar am început să schimb lucrul ăsta. Și mi-aduc aminte că eram încă la tineret, la copii și juniori, și în momentul în care plecau jucătorii la echipa mare, la echipa națională, cei care rămâneau mai veneau și făceau antrenamente și făceau pe terenul unde aveam noi acolo la Dinamo, pe terenul 2, terenul de iarbă. Și mai luau, aveau nevoie de să completeze la număr și ne mai luau pe noi să facem antrenamente cu ei. Și mai ales în poartă ne mai luau să apărăm. Și scăpau singuri cu mine și nu mă aruncam și nu puteau să-mi dea gol. Și se enervau, ziceau că, bă, tu nu te arunci. Păi de ce să mă arunc? Păi mine mă interesează să nu-mi intre mingea în poartă, nu mă arunc. Știi ce e interesant în ce povestești tu acum? Pentru că tu mie mi-ai spus lucrul ăsta. Dar pare incredibil pentru cei de astăzi, pentru tineri, pentru cei care au deschis ochii în fotbal mult mai târziu. Când ai avut primul antrenor cu portarii? Am avut antrenor cu portarii încă de mic. Că pe mine m-a învățat cineva să apăr. Eu când m-am dus la Dinamo, m-am dus în 80, pe 5 mai, într-o luni. Ții minte data? Da. Da, țin minte data. Dar cum de ții minte data? Țin minte. Am ținut o minte de atunci, pentru că știam că o să însemne ceva data aia. Ce tare! Deci ai intrat pe poartă și ai zis? Nu, am zis mai multe când am intrat pe poartă. Ce ai zis? Eram cu tata și cu un antrenor de box, a fost antrenor federal, Dumitru Ion, Dumnezeu să-l ierte și pe el că a murit anul ăsta. Și eram cu tata și cu el. Și că prin el am ajuns acolo. Îl cunoștea pe domnul Timar, și care era antrenor la copii și junior la Dinamo, și m-a luat și m-a dus să, la el, la grupa. S-a interesat ce antrenor are grupa de vârstă care îmi corespundea mie și m-a luat și m-a dus acolo. Și când am intrat pe poartă la Dinamo, eram flancat, eram la mijloc, unul era în dreapta, unul era în stânga. Și le-am zis la amândoi când am intrat pe poartă, zic, eu o să ajung să joc în echipa națională. Și bine că n-avea cheile la el, mi-a dat o palmă după cap. Și îmi zice, stai să vedem dacă te opresc ăștia aici și după aia vorbești tu de echipa națională. Da. Ce chestie! Deci tu la prima zi când ai intrat pe poartă ai spus eu să joc în echipa națională. Da, eu aveam un target. Eu aveam un target. Eu de când l-am văzut... Asta vă definește pe voi care faceți performanță, da, să știi. Am văzut la mulți dintre voi. Drive-ul ăsta, ținta clară și acolo mă duc și... Adică niciodată nu e ceva la întâmplare, niciodată nu te duci doar de dragul de a te duce să faci ceva. Eu de când l-am văzut pe Iordache și l-am văzut apărând în echipa națională și le-am văzut meciul ăla de pe Wembley și am zis, eu trebuie să ajung acolo. Deci eu știam asta. Am zis, eu trebuie să ajung acolo. Și ai avut antrenor cu portarii, zice. Și atunci, eu când l-am văzut pe Iordache prima oară, nu făceam fotbal. După aia mi-a plăcut și m-am dus și când m-am dus la prima dată la Dinamo, m-am dus și erau la antrenament. Era Prunea, mi-aduc aminte că era Prunea în poartă, Prunea făcea, eu aveam 12 ani când m-am dus, Prunea făcea de la 7 ani, avea deja 5 ani de fotbal. Era în poartă, mamă, scotea niște mingi, s-arcuia, apăra, era elastic, știa să stea în poartă. Și după aia mă ia pe mine și zice, intră și tu și să vedem ce știi. Nu vrei să știi, m-au oprit după vreo 5 plonjoane, zice, oprește-te că te omori. Deci mă aruncam în cap, în gât, în aia, eram... Bine, mai întâlneam cu o minge, mă lovea în cap, în mână, nu știu ce, dar curajul nu-mi lisea. Eram dus. Și m-a oprit, că își dădea seama că mă lovesc, că nu mă interesa, că era zgură, putea să fie zgură, ciment, piatră, orice ar fi fost. Nu.
Și după aia era, deci domnul Timar era, avea grupele de 67-68 și îl ajuta un domn, David Sonjan, îl chema, care era evreu și stătea cu dânsul, știa foarte mult fotbal, era de foarte mult timp cu domnul Timar și se ocupa în general, că eram 67-68, dar erau patru grupe. Două grupe care erau și la 67, 1967-1968 de vârstă, erau grupele întâi, care erau cele mai valoroase și după erau și grupa a doua. Și la grupa a doua se spune că nu erau atât de valoroși, dar dacă, că știi cum e la copii, în momentul joci, în care, dar poți să dintr-o dată faci un salt și poți să treci la prima grupă. Și organizau competiții pentru ambele grupe și de fapt pentru toate patru. Și era o competiție și în momentul în care unul dintre jucători devenea mai bun, lua trecea la prima grupă. Și ok, m-a trimis la grupa a doua acolo și Neajan, îi spuneam noi, m-a luat și a început ușor să mă învețe lucruri. Antrenor cu portarie. Da, da, bine, a antrenat și echipa, era și antrenorul echipei, dar a antrenat și portarul, făcea antrenament cu mine și m-a învățat. Da, antrenor dedicat de portari? Prima dată l-am avut la echipa mare când m-am dus și mai venea pe la noi să fac antrenament. Era antrenor la echipa mare pe Marin Andrei. Uh-huh. Cu el am făcut prima dată. După aia a fost o perioadă când Florin Cheran se lăsase, nu mai juca, a jucase la Victoria. După aia se lăsase, n-a mai jucat și a început să fie antrenor. Și o perioadă a venit la noi, la centru de copii și juniori și făcea antrenamente cu mine. Okay. Și mă înțelegeam foarte bine cu el, îi plăcea mult de tot de mine. Și făceam tot felul de chestii. Când ai ajuns la nivelul lui Prunea? După cât timp ai ajuns la să-ți dai seama că sunteți... Adică el avea 5 ani în plus, nu? Parcă 5 ani spuneai, 4 ani da. Sau 5 ani în plus față de tine de antrenamente. Cât ți-a luat ca să fiți acolo? Eu am ajuns, adică l-am depășit în momentul în care am ajuns la prima echipă. Că ne-a luat cam... Păi l-a luat înainte. Păi ne-a debutat la 15 ani, 16 ani în prima divizie. La un meci la Baia Mare. Și eram la tinere noi atunci. Și după aia el a mai mers. Bine, el era la... Eu n-am fost la niciun lot din ăsta național de UEFA. Era UEFA 86-87. El era la UEFA 87, mi se pare, sau 86, nu mai știu care era. Aha. Cred că 86. Deci tu ai avut direct explozie, te-ai dus direct la Naționala de Tineret, mă gândesc, nu? Da, după ce am debutat la prima echipă, la echipa mare a lui Dinamo. Și m-a ajutat faptul că mă știa Florin Cheran, venise și făcuse antrenamente cu noi la centru de copii și juniori și mă știa de acolo. Și când a venit Mircea Lucescu la Dinamo, l-a luat secund pe Florin Cheran și Neamicea era nebunit să caute tineri și să ia... În momentul în care a venit, au început să vină ne-a luat la echipa mare, cred că eram vreo 15. Mergeam și făceam antrenamente cu echipa mare. Și venea tot timpul și ne urmărea la meciuri, uh-huh. La meciurile pe care le jucam în campionat. Și eram deja un nucleu care mergeam tot timpul și ne antrenam cu prima echipă. Și m-a luat și pe mine și m-a văzut. Și atunci, în perioada aia la Dinamo, ca să aibă arie de selecție cât mai mare, făcea să debuteze cât mai mulți jucători. Mm-hmm. Pentru că intrau sub incidența lor. Era foarte greu dacă ajungeai să debutezi la Dinamo să te mai duci în partea cealaltă, la Steaua. Același lucru făceau și Steaua. Își luau cât mai mulți juniori și jucători pe care îi făceau odată, să debuteze. Odată intrat, practic, în... Da, pentru că era și sistemul de așa natură. Te angajau în club, ajungeai să fii ofițer la... MEI sau la MEI, armată. Da, la ei, la armată, și rămâneai în circuitul respectiv. Și era greu să... Și exact așa s-a întâmplat și cu mine. Am debutat în 86. Tu erai dinamovist de mic? Sau? Da, de când am crescut la... A, dinamovist de... Adică, bine. Nu știu, când erai mic. A, când țineam cu... Nu știu, până să ajungi la... Până să ajungi la Dinamo. Ani, 8 ani, habar n-am, 6 ani.
Nu, deci dai seama, dacă îmi plăcea de Iordache, țineam cu Steaua. Că deci tu țineai cu Steaua da, inițial. Da, păi, bine, eu țineam cu Iordache, nu eram eu nebunit de Steaua. Eu îl vedeam doar pe el. Aha. Deci eu nu vedeam altceva. Dar vroiam să câștige Steaua, că el fiind acolo, nu-mi plăcea că dacă lua gol sau nu știu ce, nu, nu. Și după aia, după ce, odată ajuns la Dinamo, după aia nu, ai uitat de... Nu, n-am uitat de Steaua, dar i-am văzut altfel. I-am văzut ca pe cei pe care trebuie să-i bați. Și asta încă de la copii și juniori. Da, nu exista. Ei erau, acolo era targetul, clar. Da, bine, ne întâlneam încă de mici, de copii. Ne întâlneam cu Steaua, era... Bine, la copii și juniori erau mai multe echipe. Erau ei Steaua, dar asta era în gena noastră, că trebuia să-i batem. Că asta vedeam peste ADN. Tot în club, normal. Și după aia echipe foarte bune erau la nivel de copii juniori. Era Electroaparataj, era Metalul, Mecanică Fină. Erau multe echipe. Ai mai povestit un 86, erai tânăr când au câștigat Cupa Campionilor, ce a fost prin club? Ce... Da, erau. Nu vrei să... Noi tot timpul dimineața când veneam la antrenament, îi vedeam uneori că se pregăteau să plece la Săftica pe cei de la echipa mare. Și erau... Da... Dar atunci imediat i-au bătut de două ori. Păi da, aia veneau de pe, da. Erau pe un norișor așa și au, țin minte poveste. Noi avem niște rubrici în cadrul podcastului nostru, evident ținut de Orange Sport, și vreau să începem o primă rubrică. Prima rubrică se leagă într-un fel și de o parte din poveștile tale, se spune rubrica de suflet, pentru că sunt lucruri de suflet pe care vreau să le vedem împreună și să le analizăm. Haideți să ne pregătim de primul moment cu Bogdan Stele. Bun, Stelică, avem diverse poze pe care ți le arătăm, poze cu tine, evident, din viața ta, din cariera ta. Unele sunt luate de la tine de pe, mărturisesc, de pe Instagram. Altele asta sunt... Asta am luat-o de pe Instagram. Asta am luat-o de la tine de pe Instagram. Câți ani aveai aici? Mai ții minte? Și unde era asta? Era la Dinamo? 13 sau 14. Era la Dinamo. Era la Dinamo și știu și unde eram. Eram la Bacău, la un turneu. Aha. Deci un turneu de la Bacău. Da. Mergeam în fiecare an. Era un turneu de... Deja am început să joc, jucam pe teren mare. Și eram la Bacău aici. Ce poză! Da. N-aveai mânuși? Ce mânuși? N-am avut mânuși nici la... Și când am început să apăr la prima echipă, primele mânuși mi le-a dat Vasile Angel, care a fost președintele... Mi-a dat niște mânuși Puma. Și aveam vreo... Când mi-a dat primele mânuși, aveam 19 ani. Nici nu vreau să-mi imaginez. Bine, ne făceam mânuși din alea, coseam din astea de paletă, dar nu prindeau nimic. Ce să prindă, zburau. Păi apăram iarna cu mâna goală în zăpadă și în astea. Mi-aduc aminte că am făcut odată un antrenament. Chiar câte fracturi ai avut la degete? Una singură. Una? Nu mi-am fractura degete. Pentru că aveam tehnică bună de prins mingea. Învățasem să prind mingea bine. Așa, ziceai o singură dată mi s-a întâmplat. Țin minte și am făcut-o la Steaua, mi-am dat un deget peste cap, știu și cine, mi-aduc aminte și cine a tras. A tras Augustin Călin. Și la antrenament? La antrenament, da. A dat într-o minge și era o minge din asta, erau mingi mai seci. Și în momentul în care a ajuns aproape de mine, fiind jos, a căzut. Și n-am apucat să bag mâna sub ea și mi-a venit direct în deget și mi l-a întors peste. Dar nu mi l-a rupt, mi l-a luxat foarte tare. Aha. Și... Dar asta e rar, că minte... portarii de obicei au multe... Da, multe țin minte fracturi. Că a venit Mitică Neagu la mine imediat, era masorul nostru. Da, și s-a uitat la mână și mi-a zis, zice, nu e rupt, zice, o să-ți fie bine, o să vezi, stai liniștit. Și am stat, n-am jucat, cred că un meci n-am jucat. Și după aia mi l-am legat cât să-mi intre mână și am jucat așa. Am înțeles. Da. Hai să mergem mai departe. Să vedem următoarea. Asta este la un lot de tineret? Da, la lotul de tineret. Asta e meciul cu Italia, când i-am bătut 2-1 la Alba Iulia. Alba Iulia? Da. Hai să identificăm câteva dintre personaje. Că eu sunt câțiva pe care... Răducioiu aici, al doilea, nu? Bine, Negrău, Răducioiu, nu știu, Timofte, Ilie Stan. Ilie Stan, da. Aici nu mai știu. Ursea, Ilie Dumitrescu,
Și Adrian Popescu. Adrian Popescu era capitan. Da, dar uite că nu mai cunosc aici, în al patrulea. Aha. Și imediat lângă Ilie Dumitrescu. Între Ilie Dumitrescu și Ursa nu mai știu. Cine... Dacă îmi zice numele, îți dai seama că aici. Și nici al treilea, de lângă Răducioiu. Nu știu cine e. Mai ții minte rezultatul? I-am bătut 2-1. I-ați bătut? Da. Ce tare. Și jucau, aveau o echipă bună. Mi-aduc aminte că juca Simone. Mi-a dat un șut în ultimile minute, am scos un șut de la vinclu. Mi-aduc aminte perfect. I-am bătut, după aia ne-am urcat în autocar și am plecat că a jucat echipa prima reprezentativă. Eu fusese, da, la Sibiu. Când i-am bătut 1-0. Da, da, au venit și lor de genere. Când a dat Nelu Sabo gol, nu? Eu m-am antrenat cu prima echipă, cu echipa mare. Eram al treilea portar la prima reprezentativă și m-a trimis să joc la tineret. Aha. Și am jucat la tineret. Erau Prunea și Răzvan la tineret atunci. Era Mircea Rădulescu antrenor și când m-au văzut, le-a căzut față. Ce tare! Da, zic, aveau față. Ei se gândeau că o să apere. Unul dintre ei, da, nu știu. Ce vine ursul de la echipa mare să... Nu, că nu eram chiar... Da, dar îți dai seama... Păi logic, până, că da, sper, te gândești. Până cu un an, doi înainte, eu eram al treilea. Nu eram al treilea, eram nimeni. Eram la copii, la junior, la Dinamo. N-aveam nicio treabă. Și brusc ajungi să-i scoți din... Păi eu am debutat la Dinamo în 86 și în 88 am debutat la echipa națională. Da. Uluitor. Iar după ce am debutat în 86, m-au dat la Iași, unde n-am apărat. Am apărat două meciuri. Înțelegi? Am apărat primul meci, că era suspendat Câmpeanu, de care ți-am zis. Câmpeanu nu era Burebista, era un Câmpeanu. Nu Costel Câmpeanu, da. Câmpeanu, Ioan Câmpeanu îl cheamă. Și a jucat pe la Sportul Studențesc, un foarte bun portar. Adică eu am ajuns acolo, exact, trebuia să mă bat cu el, dar era greu. Era greu, el era și de acolo deloc, era cunoscut, trebuia să fiu mult peste el. Dar trebuie să recunosc că era un portar care mie mi-a plăcut. Și iarăși, și de la el am avut multe de învățat, era incredibil de bun la 1 contra 1. Aha. Foarte bun. Hai să vedem următoarea. Mai avem poze, trecem prin ele. Meci cu Grecia ăsta. Tot tineret? Da, tineret, da. Tot tineret. Meci cu Grecia 2-0. Petrescu? Ilie Dumitrescu? Petrescu? Fătul. Tom Cristea, eu, Ilie Dumitrescu, Petrescu, Ursea, Lupescu, Panait. Gio Panait. Sava, Cristi Sava. Ăsta e, cum îl cheamă, doamnă, că știu, juca la sport. Stai că mi-aduc aminte. Timiș și Răducioiu. Și Bunaciu. Bunaciu. Da. Mai știi ce ați făcut la meciul ăsta? I-am bătut. I-ați bătut? 2-0 sau 2-1, dar cred că 2-0. În regie se jucă. Da, în regie. Bine, regia neschimbată, adică aceleași tribune, da, aceleași da. Tribune erau sus. Hai să vedem mai departe ce mai găsim. Bine, asta e poză de grup din 88 cu Dinamo. Da, aici jucam, începusem să joc. Începusem să joci? Da, da, da. Ce fotbaliști erau. Doamne, deci mă uit la poza asta. Da. Erau... Lupu, Andone, Cămătaru, Moraru, Tene, eu, Nicoară, Vaișcovici, Alexandru Nicolae, uh-huh. Sabou, Timiș, Lupescu, Răducioiu, Sabou. Da. Orac, Dochea, Varga, Mateuț, Rednic, Mihăiescu, Viscreanu și Bogdan Bucur. Echipă frumoasă. Da. Echipa asta... Bine, spun și masări. Doctorul Gaiu, Nea Mircea, Pantilie, Masoru și Sandu Chirițescu. Dar nu-l văd pe Nea Florin, pe Cheran. Mă surprinde. Ești de acord cu teorie? E o teorie, evident că totul e speculație. Crezi că ați fi luat cupa campionilor europeni dacă nu venea Revoluția? Na, crezi că aveați valoare? Habar n-aveam. Adică nu știu dacă... Mi-aș fi dat seama dacă mai stăteam un an sau doi împreună. Atunci puteam să spunem dacă avem valoare sau nu avem valoare. Uh-huh. Pentru că deja începusem să fiu, cu siguranță în sezonul următor, oamenii, toată lumea ne lua în seamă altfel. Pentru că era o performanță să te duci într-o semifinală de Cupa Europeană.
Și clar eram luați în seamă. Dar depindea foarte mult de ce făceam, de ce eram în stare să facem. Și de noroc, de trage la sos. Da, nu numai de asta. De cum ne dezvoltam noi ca echipă. Așa potențial aveam. Dacă stai să te uiți la ce jucători aveam, da. Dar totul e relativ. Mai departe, hai să vedem ce mai avem. Asta înainte de plecarea în 94 în America. 94 în Statele Unite, atenție da. La personaje, da? Deci Ion Iliescu, Nicolae Văcăroi, Liviu German erau printre alții. Tu ești undeva în spate, în stânga, eu, lângă da, Mircea Sandu. Da, în spate, da, chiar lângă Mircea Sandu, în spatele domnului Cașei și domnului Văcăroi. Lângă Gică Popescu ești, practic. Popescu, da, mai și văd că e papură lângă mine acum în spate. La poza asta vreau să analizăm totuși un pic vestimentația. Pentru că în perioada aia... Eu sunt decent din ce tu văd. Tu ești excepțional, dar... Deci uitați-vă... Și Răducioiu arată bine. Și Răducioiu arată bine. M-aș concentra un pic pe Dan Petrescu. Cu pantalon albastru, nu, pantof albastru, cămașă... Și Ilie Dumitrescu arată bine. Și Ilie Dumitrescu? Pentru vremea respectivă, da. Arăta bine. Da. Bine, Ilie tot timpul era cu cravată, cu... Și Hagi. Și Hagi arată bine. Da. La Dan Petrescu era cu moda, nu nimerea? Nu e că nu era, nu e adevărat. Sau nu era preocupat? Păi da, nu, că o perioadă am fost toți. Ziceai că se purtau niște sacouri în alea cu... se întorceau mânecile și cămăși de toate culorile și toate făceai pe noi, identificai toate florile din lume. Nu vrei să știi. Da. Și blugii lui Jean, care erau pe piramidă de alea. Da, așa se purtau atunci, se purtau blugi largi. Da? Știu? Nu erau... Era o perioadă, oricum. Da, asta este. Hai să vedem mai departe. Cred că mai avem una de aici. Mai avem una de aici și aici se vede. Băi, tu erai îmbrăcat, nu te spăra pe mine. Adică, la cum ești îmbrăcat acolo, nici casual. Astăzi. Nici astăzi nu ar fi nicio problemă dacă te-ar vedea cineva îmbrăcat așa. Da, ok. Neațiții iarăși la costum, Ilie. Da. Păi da, dar ei era normal să meargă vină la costum, erau antrenori. Noi, ok, am venit mai casual. Și uite cine stătea acolo la întâlnirea cu Ion Iliescu, într-un colț și studia lucrurile. George Copos. Da. Acum l-am văzut. Până acum n-am realizat că era... George Copos stătea într-un colț. Da. L-aveai patron atunci? A fost, da. Iar... Da, păi am fost la Rapid. Înainte de mondial. Da. Când povesteai tu ce condiții erau la Rapid, când te-ai dus, era ceva... Antrenam pe Pastor. O jumătate de oră alergam după găini și rațe să le dăm afară de pe teren. Și... Păi bune. De neconceput, jur. Și a fost un mini retur, că se jucaseră deja niște etape din retur ca să poată să luăm vacanță mai repede înainte de campionatul mondial, să putem să mergem să ne pregătim. Și mai rămâne 13 etape și începusem, ne antrenam deja, ceea ce nu era normal prin februarie. Și încă era frig. Și când erau zile cu soare, la prânz se făcea noroi, dimineața când ne duceam să ne antrenam, tot noroiul ăla pe care tu te antrenai rămânea așa și era tare teren. Și noi ne făceam posesia mingii pe teren din ăla. Și să... Care posesie? Deci, ba da, să știi că uite, ai să râzi, dar... Se făcea exact. Chiar și pe ăla. Da. Da, ne antrenam pe teren. Dar după ce dădeam găinile afară de pe... Alergam după ele, da, puțin pe acolo și... Se făcea curățenie. Da. Hai să mai vedem, că mai avem câteva poze. Asta este... Asta suntem la 94. Disneyland, în 94, da. Ți-a plăcut? Ți s-a părut ceva ieșit din comun? Nu știu, fusese în Statele Unite înainte nu, de... Nu, a fost prima. Atunci a fost. Da. Da, mi-a plăcut, îți dai seama, era ceva diferit și altă lume. În primul rând, în afară de tot ce vedeam, îmi plăcea relaxarea oamenilor. Uh-huh. Erau incredibil de prietenoși și de relaxați. Vreau să povestesc. Era altceva, parcă trăiau undeva într-un rai. Bine, în locurile unde am fost noi, că îmi imaginez că nu toată lumea e așa în America. 100%. Înțelegi? Nu știu, se știe lucrul ăsta. Vreau să-mi povestești de meciul cu Columbia. Pentru că
tu mi-ai zis o chestie care pe mine m-a... Deci că n-ai auzit la meciul ăla foarte bine. Nu, bine, n-auzeam. N-auzeam și că te-am lovit la... De asta, că te-a lovit la ureche sau nu? Sau da, ce? M-a lovit Anderson la urechea stângă. La meciul cu Suedia, cu de Suedia pregătire. Amical, da, da. Am ieșit pe centrare. Mi-a și dat gol acolo, dar a fost faul la portar, clar. Am ieșit pe centrare, am prins mingea și el a venit, el a ajuns cam în același moment cu mine, când eu am prins mingea și am încercat să o acopăr și să îmi pun capul, să vin să o protejez. Și a venit și mi-a dat cu șpițul chiar aici, în ureche. Deci nu, vreo două săptămâni n-auzeam bine cu urechea stângă. Și la meciul din cauza faptului că n-auzeam cu urechea asta, cred că îmi transmitea o stare din asta și mi se înfundau, și probabil că și de la emoție și la faptul că era cald, și mi se înfundau ambele urechi. Și nu mai auzeam, nu mai aveam nicio... Eu auzeam pe ăștia pe lângă mine, că vorbeam cu ei, dar în rest așa publicul și asta când țipă, nu, n-auzeam mare lucru. Crezi că te-a ajutat? Că era totuși un debut de Cupa Mondială, adică emoții de astea, nu... Nu m-a influențat foarte. Puteam să și aud. Preferam să aud. Preferai să auzi. Da, deci evident că preferai să auzi, dar e o particulară, e o chestie ciudată. Chestia asta m-a enervat foarte tare, deci nu vrei să știi cât de tare, că nu eram în regulă. Mă durea și m-a durut în continuare. Te-a durut după aia? Da, și mamă, mi-aduc aminte când trebuia să m-am urcat în avion după aia să mergem la Detroit și datorită diferenței de presiune, mă durea urechea și capul. S-a crăpat capul. Da, la presiune. Foarte tare, da. Foarte tare mă durea. Cred. Te-ai simțit nedreptățit la mondialul ăla? Tot timpul te simți nedreptățit când ești scos din echipă, dar... La mondialul ăla, da, pentru că mi-am dorit foarte mult și iarăși am avut un... Deci iarăși aveam o țintă și știam că se poate întâmpla să ajungem departe. Dar mi-aș plăcut să fiu acolo. Și n-am înțeles de ce a trebuit să ies eu din poartă după meciul cu Elveția, că nu mi s-a părut că am fost... Adică dacă creșeam foarte tare la goluri... Da, dar la meciul cu Elveția chiar ultimele două goluri le-au dat pe contraatac, pentru că era o debandadă în echipa noastră și nu mai făceam nimic din ce eram obișnuit să facem și ne-au prins pe niște contraatacuri, chiar nu aveam ce să fac. Unul dintre ele ni l-a dat după un hands și a reușit să... Alan Suter? Da, Suter sau... Nu, Suter l-a dat pe primul. Suter l-a dat pe primul, a intrat în interior și a tras. Poate la ăla... puteam să fac ceva. Că am senzația că mi-a venit pe undeva prin dreapta și cred că la ăla da. Ăla poate să mi se impute. Dar n-a fost să zici că am scăpat mingea din mână sau am făcut ceva. Nu, a fost un șut la poartă de pe 16 metri. Iar la următoarele, nu, era... Unul din lovitură liberă a bătut foarte tare și până să ajung să... mi-ajungă mingea mie, l-a lovit și pe Didi, săracul, și mi-a deviat-o el și... Adică... Da. Hai să vedem, mai departe. Da, cred că e sentimentul ăsta. Ăsta e în Irlanda. Irlanda? Da. Am jucat cu... Stai, Irlanda sau Irlanda de Nord? Am pierdut... În preliminariile alea? Nu, nu 1-1 ăla. Cu gol Hagi. Nu, când ne-au bătut. Deci la meciul ăsta ne-au bătut, 1-0. Da? Da, înainte de campionatul mondial din 94. A fost meci amical. Da, amical. Asta era meci amical. Asta. Da. Ne-au bătut. Ok. Hai să vedem mai departe. Nu știu dacă Gică n-a luat roșu acolo. Roșu, cred că. Cred că a luat și acolo roșu. Asta e... Da. Clasică. Asta este printre pozele. Și ăștia la asta FIFA, pe site-ul FIFA mai pun poza asta din când în când. N-ai mai avut răbdare. Da, aici... Simulaseră? Adică erai... Nu simula. Nu, ei simulaseră și te-ai enervat? Adică ai simțit nevoia că să-l iei în spate, să scape odată, să se reia jocul? Sau... Nu, dar nu simula. Chiar l-a lovit. L-a lovit Doboș și a dat una de la secat. Înțeles. Da, și a rămas jos pe gazon, că nu mai putea, îl durea piciorul foarte tare. Nu, chiar nu simula. Aha. Și m-am dus la el, el săracul se ridicase și încerca să iasă, că-i veniseră masorul și
Masorii veniseră și doctorul veniseră, erau lângă poarta mea, în spatele porții mele. Și el se ridicase și vrea să iasă. Și l-am văzut că șchioapătă, chiar șchioapătă. Și m-am dus, l-am luat în spate și l-am scos afară. Dar alergam și mă uitam, că și eu să duc să... Să nu... Da, că mă uitam, adică am așteptat să... S-a și sincronizat, că era mingea destul de departe, aproape de careul lor, și am putut să-l iau ca să-l scot. Greu? Nu. N-aveai probleme? Nu era greu. Nu știu, habar n-am. E, da, probabil că avea în jur de 80. Da, păi e, da, în jur de 80 de kilograme cred că avea, da, sau pe acolo, 75-80 de kilograme. Dar nu era o problemă pentru în perioada aia, car pe cineva în spate, așa nu era mare lucru. Hai să mergem mai. Cred că e mai greu acum, dacă mă pui. Dar nu că n-aș putea să-l iau, dar mă dor genunchii și gleznele. Cât de aproape a fost Owen să-și încheie cariera la faza asta? Destul de aproape, da. Am fost un dobitoc. Nu, adică o astfel de ieșire nu are nicio scuză. A fost ala Schumacher, dacă vrei? Cred că, și mai rău. Bine, mai rău. Adică dacă rău... Efectele puteau să fie mai... Bine, dar și Schumacher. Am văzut ieșirea aia e... Vine de foarte departe și se întoarce și îl lovește direct în... Special în pe Batiston? Nu știu dacă special, dar oricum e ceva... Nu, aici nu nicio scuză. Nu-ți place asta, nu, când o vezi? Acum nu. Acum nu mai place. Nu mi-a plăcut nici atunci. Numai că ajunsesem să fiu atât de nervos la meci. Am condus 1-0. Ne-a egalat. Dar eram mai nervos. Nu că ne egalaseră. Eram mai nervos că se accidentase Popescu și a ieșit și a intrat Belo și până Belo repriza a doua a jucat incredibil. Dar prima repriză până și a intrat în mână și și-a dat seama de ce trebuie să facă și unde e și probabil că am ajuns și am ieșit la pauză cu conduși 2-1. Și pe asta mă... Era pe fondul ăsta de nervi, de supărare. Da, mă irita și am ieșit, mi-am dat seama că... N-aveam mari șanse, era și mingea sus. Am făcut ceva, asta a fost mai mult instinctiv de a încerca să scot ceva. Am încercat mai mult să-l intimidez, dar era să-l intimidez de tot. Hai să vedem următoarea. Deja e după, deja avem un stelea matur. Da. Aici eram cu bani undeva, am ieșit să mâncăm. Dar nu suntem în București, cred că la Ploiești. Bikerii, deja da, erați da. În perioada bikerilor. Da, da. Când ai început să te dai cu motorul? După carieră, după ce s-a... Da, după. Bine, am avut o tentativă, am vrut să-mi iau o motocicletă când eram prin Salamanca. Dar m-am oprit. Și mai bine că m-am oprit, că cine știe ce mai făceam. La vârsta Da, am început să merg zi de zi în 2012. Balint a mers înaintea ta? Da, mult înainte. A, deci Balint ți-a transmis microbul cu... Nu mi-a transmis microbul Balint. Mie îmi plăceau Harley Davidson de când eram mic. Aveam un prieten care acum e în Statele Unite și de atunci vorbeam că noi o să ne cumpărăm Harley Davidson. M-aș mai întoarce la perioada națională, totuși la episodul ăla, că s-a discutat de atâtea ori, episodul cu Ganea. Da. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt? Când? Când te-a lovit, când te-a... Nu știu ce... Nu m-a lovit pe mine. Deci la episodul cu Ganea... Nu ne-a povestit recent că, domne, la brusc, că tu te-ai fi enervat, că străgea... Era la antrenament nou. Era la antrenament și aveam exerciții din astea de... începeai 1 contra 1, după aia 2 contra 2, 3 contra 3. Și... trebuia să ajungi să joci, să faci unul contra unul. Erau antrenamente de pe timp scurt și intense. Și Ganea i-a tot căpăcit pe ăștia mai tineri. Și pe Mutul, mi se pare că lumea i-a rupt și un lanț de la gât, nu știu ce. Și la o fază a scăpat singur cu mine și eu am ieșit tare la el. Și l-am lovit. Aha. Da, am ieșit foarte tare și l-am lovit. Dar, bine, fiind țapăn, că era și este un animal, nu a simțit mare lucru. Și de acolo ne-am luat cu
gura și am ajuns, eu m-am dus și am să dau în el și ne-am dat. Da, el mi-a dat mai bine mie. Eu aveam și mănuși în mână, nici nu l-am prins ca lumea când am dat, că primul care a dat am fost eu. Deci tu te-ai dus, tu ai fost... Da, eu am provocat tot. El doar s-a apărat și a reacționat. Și după aia când mi-a dat destul de bine. Și aia a fost, după aia s-au băgat peste noi și ne-au oprit. V-ați împăcat? S-a rezolvat repede chestia? La vestiar nu mai era nimic, eram... La fel. Ai fost implicat în episoade de astea? Portarii se spune că au o doză de nebunie, o doză de... Evident, riscul la care voi sunteți supuși este mai mare decât al celorlalți fotbaliști. Da, vin mingi spre voi, vin adversari spre voi. Chiar în povestea la un moment dat, nu mai știu, că ai avut un meci în secunda divizion cu nu știu ce echipă care bătea auturile... Ca pe cornere. Ambii fundași laterali aruncau până... Deci aruncau de la... Bine, era și terenul de așezatură, era mai mic. Și erau la liniile de tușe la 35-40 de metri de poartă și o dădeau până în care, până aproape de 16 metri. Eu n-am văzut așa... dar nu doar unul, amândoi. Și fundașul stânga și fundașul dreapta. Și trebuia să te bați lateral. Acolo la fiecare... Nu mai bătaie. La recreativul. De asta spun... Ai mai fost implicat în de-astea? Sau erau chestii care ți se întâmplau? Să-ți sară muștarul? Să te... Da, mi s-a întâmplat, dar n-am ajuns niciodată să mă bat. Uh-huh. Nu. Deci Gane a fost singurul... Da, e singura dată când am ajuns la asta. Mai avem o rubrică de data asta și legăm dialogul pentru că sunt lucruri care te pasionează pe tine, multe dintre ele, și se numește alegeri. Haideți să vedem alegerile lui Bogdan Stelea. Bun, să o luăm pe rând. Îți ofer aici două, trei variante. Știu că practici, da? Înot, snowboard, basket. Care îți place? Că le practici pe toate, știu că ești pasionat de toate. N-am mai trecut boxul aici, că la un moment dat aveai și box, făceai și box. Da. Care îți dă cea mai, nu știu, care te liniștește cel mai mult? Bine, pe placă, acum mă dau destul de bine, dar nu sunt un profesionist, să zici că mă dau pe orice părție, n-am niciun fel de problemă, neagră, orice pot să mă dau, dar nu îmi iau trânte la greu. Și norocul că știu să cad, dar uite că m-a și cozut, că mai cad și aiurea. Basketul și notul fac aproape în fiecare zi. La basket mă duc și arunc la coș câte o oră în fiecare zi. Singur? Da, singur. Mă relaxează incredibil de mult. Ce chestie. Și sunt disperat să învăț să arunc corect, că încă nu știu. Și zi de zi mă duc și arunc la coș o oră. De notat, not în fiecare zi, depinde cum sunt. Dacă fac antrenamentare în sală, în not un kilometru. Dacă nu fac așa de tare antrenament în sală, în not, cam 2 km, 3. Și câte Dumitrescu la în not? Nu mă mai provoc acum, s-a oprit. S-a oprit? Dar bine, era o altă provocare. Să ne întrecem pe 100 de metri și să-i dau 3 sferturi din primul bazin. Din primul bazin, da. Ok. Și a renunțat? N-am făcut. N-ați făcut-o? Da, dacă vrea, facem. Te-a văzut cum înot și a... Păi i-am zis de vreo câteva ori că vine la stagiare să începem să notăm împreună și a zis că nu vrea. Ok, deci înoți zilnic, faci basket zilnic, iar iarna mergi cu placa și te dai cât apuci, când apuci. Mai departe. Mă dau mult când mă duc. Dar e vreunul, adică ai un top? Bă, mi-e greu să stau, adică... Fără basket și fără să arunc la coș și fără să not, nu pot. Ok, astea ar fi primele locuri. Harley Hammer. Ai fost, știu că... Deci nu-mi plac mașinile, nu sunt disperat cu mașini. Pot să merg cu orice. Nu. Dar tu aveai la un moment, tu ai fost, cred că, imaginea Hammer în România o perioadă. Nu sunt disperat cu mașini. Conduc orice fel de mașină. Nu am o pasiune pentru... Motoarele, da, îmi plac. Câte? Ai un motor sau ai mai multe? Acum mai am unul. Am avut două. Ambele Harley, un V-Road și acum am un Road Glide. Uh-huh. Și Road Glide-ul l-ai văzut și tu zilele trecute. E un touring,
e o altfel de motocicletă. Cea dinainte era o motocicletă mai de viteză, mai particulară, mai greu. Cei de la Harley nici nu prea le recunosc că sunt Harley, nu sunt și le asumă. Bine, acum s-ar putea să și le asume, că la ce modele de Harley au apărut, numai a Harley clasic nu mai arată. Balint merge repede? Nu. Nu? Nu. Tu mergi... De câte ori mergem și ne oprim, mâncăm, după aia plecăm din nou și eu merg în urma lui că n-am ce să fac și mi s-a întâmplat de vreo câte ori m-a luat somnul. Și am, pe cuvânt, deci m-a luat somnul la propriu, îmi cădea capul și am zis numai, deci nu mai pot să merg așa că fac ceva. Și a trebuit să plec și vorbeam cu el și îmi zicea, du-te și vorbim pe telefon și mă aștepți. După ce ajungi și plecam. Deci la nivelul ăsta de viteză el. Dar el nu merge tare, nu riscă. Merge normal. Adică bine, nici eu nu merg tare, nu risc, dar nici să merg, el merge 70, 80, unde se poate merge 90, 100. Deci el, nu... Adică el vrea să admire și peisajul, să se bucure de el. El admiră. Hai să vedem mai departe alegeri. Bruce Lee sau Chuck Norris? Bruce Lee. Bruce Lee. Te uitai când erai tânăr la... Da, m-am uitat și îmi plăcea și Chuck Norris. Dar nu, n-are nicio... Bruce Lee e altceva. E deschizător de drumuri într-un anume sens. Da, corect. Corect, a fost... Și îmi plăcea tehnica lui, pentru că în afară de faptul că făcea arte marțiale și Kung Fu și tot ce făcea, bine, asta poate și datorită faptului că trebuia să fie și comercial, dar îmi plăcea că lua elemente din box și spunea că boxul e la baza a multor lucruri. Da, și îmi plăcea. Da, și îmi plăcea când vedeam că în anumite situații boxa. Corect. Mai departe, hai să vedem. Poliția sau armata? Din ce punct de vedere? Ai fost, nu știu, ai fost și la clubul... Păi nu, dar militar n-am fost, dar am fost... Cadrul meu aici, da, nu mai ești. Am fost locotenent, am fost locotenent major și acum cred că sunt în rezervă, cred că sunt capitan. Trebuie să caut livretul militar, nu știu. Ești capitan în, da, în rezervă. Da. Dar așa pentru... Adică m-ai apropiat, nu știu, de ideea de poliție sau de ideea de armată? Ai făcut armata? Păi din moment ce m-au angajat în poliție nu mai făceam, n-am făcut. Deci n-am făcut o zi de instrucție. Bine, am făcut în liceu când erau tabere din astea de pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Aia a fost singura armată pe care am făcut-o. Am fost toată și am stat vreo 2 săptămâni. Într-un liceu pe aici, prin Griviței. Bănuiesc că e enervant pentru tine. Da, atunci nu mi s-a părut chiar atât de enervant, că eram toți din liceu de acolo, de la liceu de aviație și a fost ceva. Am și mers, am făcut trageri, am tras cu Kalashnikov. Da, a fost ok. Deci mai mult ți-a plăcut armata? Nu mi-a plăcut mai mult armata. Am fost polițist, milițian. Deci, cum să... rămâne miliția. Da. Plus că cu miliția n-am avut, cu poliția, n-am avut nicio problemă. Nu ți-a luat carnetul niciodată? Ba da, mi l-au luat odată, dar n-am avut nicio problemă. Perfect. Bun, mai departe, hai să vedem. Holograf sau Iris? Holograf. Holograf? Da, ascultam melodiile lui Holograf când plecam spre Iași și încă știam o mulțime de melodii. Aha. Ascultam într-una, Holograf. Că au fost, într-un fel, trupe da. Care în anii... Da, da, erau acolo, erau la concurență. Erau la concurență în anii 90, da. 80, 90... Erau mai multe atunci, când era și Cina cu Flacăra. Bine, Holograf nu știu dacă au mers la Cina cu Flacăra. Compact era... Compact, da, da. Au fost multe în perioada aia. Hai, continuăm. Narghilea sau Trabuc? Trabuc. Trabuc? Da, fumezi și narghilea. Te-am văzut că fumezi și narghilea. Da, da. Dar prefer da, Trabucul. Da, da. Fumai și când erai jucător Trabuc? Da. Ok. Dar țigară nu, n-ai fumat? Niciodată. Bun, mai departe. La narghilea te-am văzut. Aici avem Schmeichel, Buffon, Casillas. Schmeichel. Știu că este feblețea ta. Da, îmi plăcea pentru tot, pentru cum era fizic, pentru atitudine, cum arăta ca portar, ca stil de apăra. Dar e posibil ca în istoria fotbalului Buffon și cu Casillas da, să fie, au câștigat clar. Mai multe... Deși bine, și Schmeichel, dacă stai să te gândești... A câștigat campionatul european, a câștigat Champions League. A câștigat bine, Buffon n-a câștigat Champions League, de exemplu. Nu. Are finale, două finale. Bun, în continuare ai jucat la toate. Da. Bănuiesc că...
Răspunsul e simplu. O să-l detaliez puțin. Dacă mă întreb ce sunt, am crescut la Dinamo. N-am cum să neg că nu sunt dinamovist. Acolo m-am format ca jucător. Am ajuns în anumite etape și la Steaua și la Rapid. Rapidul a însemnat mult pentru mine într-un anumit moment, pentru că m-a ajutat să merg la campionatul mondial din 94 și am făcut un sezon extraordinar. Și iarăși, după aia, când am revenit în 2002, am reușit să câștig cupa cu ei. Iar la Steaua, fiind un jucător matur, am reușit să câștig campionat, cupă, am mers în Champions League. Și la Steaua, în comparație cu altele, de exemplu, în a doua mea etapă la Dinamo, am avut o mulțime de probleme. Și la Dinamo și la Rapid, am avut probleme cu suporterii, că m-au contestat. Și, în schimb, la Steaua am fost cel mai respectat. Nu ziceau nici... Bine, și apăram bine și eram ok. Și apărai și veneai cu un background, adică... Da, au fost momente când probabil că puteau să-mi spună lucruri. Bine, am și câștigat, că nu eram tot timpul perfect și mai făceam greșeli, dar niciodată nu mi-au zis absolut. Deci cel mai respectat ai simțit la Steaua? Da. În prima etapă, în prima parte, după ce am la Dinamo, după ce am ai devenit titular. Nu. După 90, când s-a destrămat echipa pe care o aveam noi înainte de 90 și am început să formăm o altă echipă, am avut o perioadă în care rezultatele nu erau chiar atât de brune. Și iarăși, atunci am avut o mulțime de probleme. Deci între 90 și tot așa, cu suporterii care contestau și certuri și... Identificându-te cu Dinamo, da, bine, te-ai gândit vreodată înainte să faci pașii ăștia, Rapid și Steaua? Adică au fost în mintea ta... Înainte să mă duc la Rapid, am fost la Dinamo și am vrut să mă duc la Dinamo. Înainte să mă duc să semnez cu Steaua, când m-am întors din Turcia, am vrut să mă duc la Dinamo. Deci eu în permanență am vrut să mă duc la Dinamo când m-am întors, de corect, peste tot. M-am întors de la Mallorca, am vrut să vin la Dinamo, dar era prune acolo și atunci am zis... M-am dus și am vorbit cu domnul Ianul și i-am spus clar, spune-mi și mie, suntem înainte de campionatul mondial din America, zici, ce rost are să stăm amândoi aici? Zic, lasă-mă să plec. De fapt, nu trebuia să mă lase el să plec, că eu am venit la Dinamo cu condiția de a fi jucător liber și chiar eram jucător liber. Și i-am zis că plec și că asta e, că nu stau să stăm amândoi în aceeași. Iar când am venit la Steaua în 95, întâi l-am trimis la Giovanni, le-am spus să ducă să vorbească cu cei de la Dinamo. Și s-a dus, a vorbit cu ei. Eu veneam din postura de jucător liber. Ei n-au recunoscut lucrul ăsta. Și nu o să fiu ipocrit. Fiind jucător liber, normal că nu trebuiau să plătească nicio sumă de transfer și era normal să am eu salariu mai mare. Și nu vreau să-mi dea salariul pe care eu îl ceream, iar Steaua mi-a dat, față de ce îmi dădeau ei, mi-a dat dublu. Și diferența. Am zis ok. Ca să nu mai spun că a fost o chestie de ambiție, că au zis că ok, să se ducă, o să vedeți că nu joacă și că nu e jucător liber, că e jucătorul nostru. Și atunci am zis ok, hai să vedem dacă sunt liber sau nu sunt liber. Și te-ai dus? Și da, și m-am dus și până la urmă au ajuns, au făcut, deci cei care au decis că sunt jucători liberi au fost cei de la FIFA. Și acum am acasă documentul. Ce tare! Da. Hai să vedem mai departe. Antrenorii, Hagi sau Petrescu? Da, amândoi sunt, se aseamănă destul de mult. Sunt la fel de implicați în tot ce își doresc să facă și de dornici de a reuși și de a face lucruri. Dacă mă întreb pe mine, ca antrenor nu pot să mă exprim, pentru că îi respect pe amândoi, dar dacă aș fi fost jucător, îl preferam pe Petrescu, pentru că era greu de tot să iau un gol.
cu echipele în care ai jucat. Da, păi corect. Chiar am jucat. Corect. E, din perspectiva portarului este logic până la urmă, pentru că la Petrescu nici n-ajungă aia la poartă. Ajungeau la poartă, dar ajungeau în situațiile în care mi-era destul de ușor să fac lucruri. Ai colaborat, dacă nu mă înșel, da, cu doi dintre foștii tăi colegi, ai avut antrenori, nu? Ilie? Mai mulți. Păi am avut pe Petrescu, pe Hagi, la echipa națională, pe Ilie, națională. Pe Răzvan Lucescu. Da, corect. Păi și cu Răzvan am fost la copii și juniori. Am fost mă gândeam la generația, voastră, da. Și în interval ceva mai lung, da? Au fost Petrescu și cu Ilie Dumitrescu, nu? I-ai avut pe Ilie în Grecia. Pe Ilie în Grecia, da, la Kratitos. Așa și pe Petrescu. Era ciudat? Nu, nu era ciudat. Se separau lucrurile. Și cu Dan Petrescu la un anumit nivel la început, când eram pe teren, era antrenor, când rămâneam noi doi, eram cum eram înainte, eram prieteni, exact. Și cu Ilie la fel. Cu Ilie chiar mai relaxat. Era și în afara țării, cred că și da, dar nu de asta. Da, eram mai relaxat. El era altfel. Adică cu Petrescu te-ai și certat la Urziceni. Da, la un moment dat, da. A fost un moment de atunci relația n-a mai fost niciodată la fel de strânsă între voi? Nu. Te-a supărat tot așa, a fost o chestie de asta de te-ai simțit într-un fel trădat tu ca om? Nu m-am simțit. Relația a fost o izbucnire de moment. După aia mi-a părut rău și m-am dus și mi-am cerut scuze. Dar el trebuia să mă cunoască mai bine ca oricine, că nu sunt superficial când e vorba de fotbal și de apărat. Și eu cred că în anumite momente sunt convins că și lui îi pare rău de anumite chestii pe care le face. Nu neapărat cu mine atunci, în general. Că e destul de la fel de impulsiv și el și spune anumite lucruri pe care la un moment dat probabil le regretă. Și cam lucrul ăsta s-a întâmplat și atunci. Era după un meci cu Leschi cu Sofia, unde juca Florentin Petre. Nu știu. CSKA Sofia. CSKA. Da. Cu CSKA Sofia. Și am greșit eu la gol. N-am apărat titular, am intrat după pauză și am greșit la gol, ne-au bătut 1-0. A fost o minge între mine și Galamaz. Am ieșit, eu credeam că mi-o dă Galamaz să dau în ea, Galamaz a crezut că protejează și vine și a venit atacantul, ne-a luat mingea sau și a băgat-o în poartă în ultimele minute și ne-au bătut 1-0. Meci amical, eram în Spania, lângă Valencia, nu mai știu cum se numește acolo. Și ieșim, îți dai seama, Petrescu când pierde, s-a terminat tot. Și ieșim, dar același lucru era și pentru mine, că nici mie nu, mai ales când știam că am greșit la gol și nu era nimica de contestat. Și ieșim, eram pe margine și mă oprisem pe bancă acolo, el încă era acolo și îmi scuturam ghetele, le băteam că erau pline de noroi și mi le scuturam. Și trece pe lângă mine și zice, n-ai cum să câștigi un meci dacă n-ai portar. N-ai cum. Wow. Acolo s-a terminat tot. Și am început, nu mai știu ce i-am zis. I-am zis destul de și ne-am contrat foarte tare. Ai văzut roșu în fața ochiului? Da, da. Adică prefer să-mi spui anumite chestii, dar nu să mă ironizezi. Ironiile astea nu cred că și-aveau rostul, nu cred că și-au rostul cu nimeni. Uh-huh. Și cu atât mai mult cu mine, care sunt foarte implicat și n-am încercat să fac ceva, un mov de-al meu în timpul meciului ca să iau un gol, să fie un gol gratuit. Era ceva pur și simplu o greșeală de apreciere și o neînțelegere și asta se poate întâmpla. Iar ironia respectivă nu mi-a căzut sub nicio formă bine. Da. Și ai plecat la scurt timp după, nu?
Nu, m-am certat cu el, mi-a spus că pot să părăsesc cantonamentul și am urcat în avion și am plecat la Paris. Și după aia m-a sunat, voiam să plec. Și m-a sunat domnul Bucșaru și era așa, între două ape, să, mai mult să-mi ia pulsul, să vadă dacă vreau să plec, dacă vreau să rămân, bă, dar tu ce vrei și nu știu ce. Și zic, domne, eu vreau să fiu ok, dar zic, nu e normal să-mi zică ce mi-a zis. El mi-a zis mie, zic, da, nu e normal nici ce am făcut eu, că am ajuns să fac ce am făcut și când ne-am cerut, da, și după aia mi-a zis, zice, da, te-ai duce în Turcia, ei deja plecaseră în Turcia, te-ai duce în Turcia să-ți cer scuze? Da, mă duc, nu-i problemă, că am greșit, asta e, mă duc și îmi cer scuze. Și m-am urcat în avion și am plecat în Turcia. Și m-am dus în Turcia și am avut o discuție cu Dan, mi-a explicat care sunt problemele, mi-a și spus, zice, să știi că am vorbit cu... Bine, asta e mentalitatea românească. Că am vorbit cu mai mulți antrenori, nu mă refer la el aici, mă refer cine vorbise, că vorbise cu mai mulți antrenori și că majoritatea îi spuseseră să mă dea afară, să nu mă mai țină, că nu are rost să mă mai țină, că nu are ce să fac cu mine și că îi știrbesc personalitatea și că o să fiu tot timpul, o să aibă numai probleme. Eu eram capitan de echipă atunci. N-am mai fost capitan de echipă, a rămas Galamaz. Și el m-a întrebat, tu ce vrei? Și eu l-am întrebat, zic, eu n-am niciun fel de problemă, eu plec dacă vrei. Zic, dar tu ai nevoie de mine? Și el mi-a zis, zice, bă, am nevoie de tine, dar zice, nu știu ce să fac, că nu am încredere că o să fie ok. Zic, bă, dacă ai nevoie de mine, faci ce crezi. Eu n-am niciun fel de problemă, am venit, îmi cer scuze, îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Și a zis, ok, treci la antrenament și asta e. Ne-am dus pe teren, eram în fața jucătorilor și a spus, uite, s-a întors Bogdan, nu știu ce, a avut o problemă, nu o să mai fie capitan de echipă. Și el, când am fost și am stat de vorbă cu el, eu i-am zis, vezi că o să... Nu, eram acolo pe teren și... Am zis că vreau să-mi cer scuze față de toată lumea. Și a zis, nu, că nu e nevoie și nu știu. Zic, nu, las, vreau să-mi cer scuze. El îmi zisese și când am vorbit între patru ori cu el, că eu am zis, bă, să știi că e normal să-mi cer scuze față de jucători și că nu era normal ce s-a întâmplat și față de tine și de toată lumea de staff. Uh-huh. Zice, nu mă, lasă, nu e nevoie, nu-ți mai cere tu scuze, stai liniștit, nu, că nu. Și până la urmă mi-am cerut scuze, am vorbit cu toți acolo, mi-am cerut scuze și aia a fost. Și am jucat în continuare. Ne-am calificat în finala Cupei României și ne-au bătut CFR Cluj. CFR Cluj. 2-1. Și, da, bine, relația n-a mai fost aceeași apoi. Și în vară am plecat. Bine, în vară am plecat, ei îmi spuseseră înainte că vor să mai rămân un an și după aia dintr-o dată s-au făcut că au uitat tot și că nu mai e niciun fel de problemă. Da, stați, nu știți, nu e. Și am plecat la Brașov. Unde? Cu Răzvan. Și prima etapă am jucat cu Urziceni, la Brașov acasă. Și am bătut 1-0. Și în momentul în care am dat gol, am dat gol în ultimele minute, Oros a dat gol cu cap, din corner. Și le-am dat gol la ultima fază. Și m-am dus la bancă, ne-am bucurat, am sărit pe acolo pe bancă, pe nu știu ce, și după aia m-am întâlnit cu Bucșaru. Și i-a zis lui Bucșaru, bă, dar ăsta în ce hal să bucura că ne-a bătut și nu știu ce. Petrescu i-a zis lui Bucșaru. Da. Păi, nu era normal. Puține, mai avem câteva lucruri. Deci, colaborarea cu Hagi, din calitatea ta de antrenor, el de patron, a fost grea? Da. De ce? Pentru că el e el, vede lucrurile într-un anume fel. Și când era jucător, era la fel. El vede lucrurile într-un anume fel și vrea să se întâmple așa cum le vede el. Și ce are bun în asta e că în permanență își asumă tot ce vrea să facă. Adică nu e genul care să
vrea ceva sau să spună ceva și după aia să zică nu, că eu n-am zis asta sau nu, eu nu, nu. Și asumă tot timpul. Și când era jucător, la fel era. Și în teren, la fel. Uneori avea niște nebunii din astea și niște fani, dar el și le asuma și nu se ferea niciodată, adică nu se ascundea. Nu era genul care să se ascundă, nici în teren. Doar dacă era într-o zi în care își dădea seama că nu poate să facă nimic sau ok, mai lăsa brațele în jos. I se mai întâmpla, dar rar, foarte rar. Când era vorba să... Și atunci, cu caracterul ăsta, vrea să se întâmple lucrurile într-un anume fel. Era patron, dar în același timp antrenase și știa ce înseamnă să antreneze și era și antrenor. Eu aveam senzația în permanență că nu-i convine nimic și că nu sunt în stare să-l mulțumesc. Și de aici au apărut o mulțime de probleme. Eu vedeam lucrurile într-un anume fel, el le vedea într-un fel. Am avut și anumite probleme legate de lot, că aveam jucători foarte mulți, erau talentați, dar erau tineri și fără experiență. Eu... Dacă stau să mă gândesc, nici eu ca antrenor n-aveam mare experiență. Eram la început, antrenam a treia aventură, că apusesem la Astra, la echipa națională de tineret și acum la Viitorul. Aveam un grad de nebunie și eu, că lui se părea că risc prea mult, că bag prea mult jucători tineri. Dar mie dacă îmi plăceau, eu vedeam cum sunt la antrenament, îmi plăceau și băgam să joace. După aia îmi dădeam seama că îi bagi, dar nu poți să-i ții mai mult de două meciuri, trei meciuri, că după aia, tineri fiind, nu știu să-și dozeze efort, nu știau să facă lucruri și începeau să aibă foarte multe căderi. Aveam probleme și la nivel de lot, că nu aveam foarte mulți jucători experimentați, dar nu începusem rău și perspectivele erau bune. Numai că a fost meciul de la... jucam la Chiajna și ne-au bătut CFR Cluj. Și a intrat în vestiar după ce a fost chestia cu CFR Cluj și cum e el, a făcut praf pe toți. Cu o tactică, că nu știu ce, că nu-i normal să nu pasăm, să nu știu ce. Nu spun că puteam să pasăm, adică că n-am fi putut să pasăm mai bine. Da, dar nu mi se părea normal ca chestiile astea să le discutăm atunci, imediat și de față cu toată lumea. Adică erau anumite chestii pe care trebuia să le discut doar eu cu el. Și n-am ajuns să comunicăm cum trebuie. N-am comunicat niciodată. Poate că e greșeala mea, că nu m-am dus înspre el mai mult să mă duc să-i spun anumite chestii. Dar aveam și eu atâtea pe cap și mă gândeam cum să fac mai bine. Dar asta tot în perspectiva că aveam o presiune enormă din punct de vedere. Eu și când am... Că se spune că să nu amesteci niciodată prietenia. Eu am amestecat-o tot timpul. Și aveam o presiune enormă. Și când am fost la Urziceni cu Petrescu, că de asta am și izbucnit, că erau anumite chestii din spate care m-au frapat, lucruri pe care eu le făcusem, dar într-un fel n-aveam dreptate, că dacă faci anumite lucruri, nu le faci cu nicio condiție. Dar măcar respect să arăți față de mine și să nu mă ironizezi. Atât aș fi dorit. Nu că tratează-mă ca pe oricare, dar nu mă ironiza. O să revin și la chestia cu Petrescu, că sunt niște chestii de vorbit. Iar la Hagi, la fel. Presiunea faptului că era prietenul meu și că nu vreau să-l dezamăgesc, mă făcea să mă implic foarte tare și mă gândeam foarte mult la ce să fac, cum să fac, ce... Și nu mă duceam înspre el tot timpul. Plus că pe el, ok, și la antrenament venea să uita, la meciuri, și îl vedeam în permanență că nu-i convin lucrul. O singură dată, de două ori l-am văzut fericit, la două meciuri. La meciul cu Craiova, când am făcut 0-0, că am reușit să facem 0-0, noi cu o echipă de copii, și după aia când i-am scos din Cupa Ligii pe Botoșani, i-am scos la 11 metri. Atunci da, a fost ok, dar la meci cu Botoșani am auzit că prin tribune tot așa nu-i convenea, că tot timpul spunea că nu e o regulă ce facem, că nu... Da, asta e. Și până la urmă n-am... După meciul cu CFR, când am văzut, mi-am dat seama că mă cunosc. Și decât să ajung să izbucnesc și să mă cer cu el, am zis, mai bine plec. Îți ajunsese episodul Petrescu. Da, păi da, a influențat și episodul Petrescu. Iar la Petrescu mai spun o chestie. În primul an când m-am dus la Urziceni, veneam după o accidentare destul de mare. Am stat destul de mult timp la Galați, n-am jucat deloc. Și mă simțeam aiurea să mă gândeam că vin după o accidentare, am o anumită vârstă.
Și am jucat campionatul din 2007, când ne-am salvat. Nu, 2006-2007, deci în 2006 am jucat doar pe prime de joc, n-aveam salariu. Și vorbisem cu Bucșarul, lasă că dacă tot o să fie în regulă, îți dau la sfârșit niște bani. Dar eu am făcut chestia asta, nu pentru că nu mai puteam eu de... Eu nu cunoșteam pe Bucșarul. Eu am devenit prieten cu Bucșarul după aia și mă înțelegeam super bine cu el. Dar nu mai puteam eu de el, dacă nu era... Dar eu făcusem asta pentru Petrescu, ca să nu-i creez lui presiune, că aduce un jucător care nu e în regulă, că sunt prietenul lui, că nu știu ce de asta. Și eu recunosc că și eu mă simțeam mai relaxat dacă nu... știam că oamenii sunt implicați să-mi dea mie bani și să facă. Vreau întâi să demonstrez că pot să fac lucruri și dovadă că după aia mi-au făcut contract pe încă un an. Și vreau să mai facă pe încă un an, dar am ajuns să mă cer cu el și am plecat. Asta a fost situația. Iar eu măcar atâta lucru pentru felul... Eu nu i-am spus asta lui niciodată. Bine, el știe și cred că își mai aduce aminte că eu am jucat la început când am venit, aveam doar primele de joc, nu jucam pe nimic, n-am avut salariu. Iar Bușarul mi-a promis niște bani care până la urmă n-au mai fost banii respectivi, au fost jumate. Dă-le vieții, Stelică. Da. Îți mulțumesc mult pentru onestitate, în primul rând. Bine, mereu ești așa. Mersi că ai venit la Sportcast, Sportcastul nostru, și ce să zic, ne bucurăm de fiecare dată când auzim poveștile voastre, pentru că eu tot spun, voi sunteți reper, reprezentați în continuare un reper în fotbal românesc și în sport românesc și în viața, în societatea românească. Și oameni ca voi, pentru că vezi, dacă cineva se uită, chiar fotbaliști din ziua de astăzi, chiar tineri din ziua de astăzi, dacă se uită și aud măcar lucrul ăla, am intrat pe poartă la Dinamo și am zis că o să ajung la echipa națională. Dacă oamenii înțeleg mesajul ăsta și felul în care trebuie să te dedici pentru orice faci sau în orice faci, să pui suflet și să ai și minte și ținte, cred că lumea e câștigată văzând dialogul nostru. Îți mulțumesc din suflet pentru... Plăcere. ..pentru prezență. Prieteni, a fost ediția a doua a Sportcastului nostru, evident un Sportcast Orange Sport. Pe de altă parte, vă invit să intrați și pe aplicație, pentru că există o aplicație deja pe care o găsiți, că aveți iOS, că aveți Android, căutați-o, găsiți-o, mulțumesc mult, vă urez o zi bună în continuare și ne vedem la următoarea ediție a podcastului nostru.